Salutare domnilor și bine v-am găsit la un nou episod de vlog, la un nou episod din drumul către Olimpia Amator Cluj, care apropo este pe 26 august, la Cluj, bineînțeles. Este episodul cu numărul 4, cred, nu vreau să greșesc. Astăzi este joi, eu tocmai ce m-am trezit, mă pregătesc să merg la tuns, sunt puțin pe fugă, însă înainte de asta trebuie să fac cardio, pe far acum băutura pe care cred că deja o știți sau mulți nu o știți, care este compusă din aminoacizi esențiali, BCA și glutamină. Astăzi nu mai am chestii, sunt în grâns, cu toate că l-am în dulap. Nu știu dacă se vede, dar vedeți cam câte suplimente am aici. Îmi fac repede băutura, 20 minute de cardio, după care mâncăm. Astăzi am medium carb, undeva la 700 de grame de carbohidrați, așa că este bine. Greutatea este 119.600. În primele săptămâni am avut o scădere mai bruscă în greutate, după care văd că s-a echilibrat undeva la 119-120, dar cred că o să facem câteva ajustări, pentru că forma vrea să fie una deosebită, dar să avem și fullness și definire. Ne facem suplimentele foarte repede. Nu vreau să uitați de codul de reducere de pe Vitabolic, pentru că primiți pe lângă 10% reducere la toată comanda, de exemplu, dacă dați de 600 de lei comandă, un stoc de suplimente, aveți reducere 60 de lei și transport gratis, ceea ce cred eu că este avantajos, mai luați o cutie de creatină în plus sau ceva de genul. Deci, pe lângă reducerea de 10%, folosim codul MironVTB sau LoloVTB. Folosind codul meu, puteți câștiga și suplimente în valoare de 500 de lei. În fiecare lună fac extragerea pe Instagram la story, o să fac live. O să postez câștigătorul la story. Deci, nu aveți decât să folosiți codul, să luați suplimente, să mâncați, să vă antrenați și să faceți mușchi. Pentru că cea mai mare investiție este aceea în noi. În corpul nostru și în sănătatea noastră, dar și în mintea noastră, în creierul nostru. Bun, mustăcioșii mei. Cred că am aici apă destulă, să mai am de acolo. Bun, mustăcioșii mei, haideți că mă bag repede la să beau asta și la cardio și revin cu update. Power. Gata antrenamentul de cardio și v-am promis că o să revin cu prima masă. Avem o omletă, 300 ml albuș, un ou întreg, spanac, plus fulgi de ovăz, 170 de grame, plus zmeură și afine. Tommy! Stai așa. Tommy, ce tăti? Vini și tu acasă? Ce tăti? Vini și tu acasă? Gata, domnilor, mă duc spre tuns. Sunt în puțin întârziere, vreo 5 minute. Știți, când am început colaborarea cu Chiara, erau niște lătrăi care spuneau că să vezi, George, ce tale o să facă. Chiar îl umple de substanță, de substanțe, insulină și așa mai departe. Ei erau aia definiți, fără greșeală, fără cituri, fără să iasă din plan. Și nu am pus gaz pe foc, am răspuns doar în câteva story-uri. Am răspuns mai mult că erau niște persoane pe care îi consideram amici, prieteni, așa se spun, de fiare și așa mai departe, cărora nu le-am făcut nimic sau, din potrivă, când am putut să-i ajut, i-am ajutat. Și de atunci până acum am muncit, mi-am văzut de treabă, iar acum cred că forma vorbește de la sine, progresul vorbește de la sine. Voi avea undeva la 10-12 kg formă de concurs plus față de anul trecut. Anul trecut am avut 100, anul ăsta o să am vreo 112. Ei sunt tot acolo, la fel de frustrați și la fel de corecți. Deci, trageți singur concluziile, cine are chef de muncă și cine are chef să latre. Haideți că mă duc la tuns, că și așa am întârziat.
După cum vedeți, mult mai aranjat, mult mai elegant. Mergem acasă să mâncăm și mergem la antrenament. Cam asta a fost și cu tunsul. Fac un pic de cardio până la parcare. Nu am loc de parcare acolo în față, dar pentru cei care vor să știe, e în fața la maternitate frizeria asta, în Iași. Haideți. Și întrebați de Andrei Zarif. Gata, mergem acasă, domnilor. Ok, mustăcioșilor, am terminat cu masa și acum am vrut să, sau vreau să vă arăt puțin suplimentele pe care le folosesc eu în jurul antrenamentului pentru a avea o pompare foarte bună, pentru a avea o recuperare foarte bună și pentru a fi sigur că profit de toate căile posibile pentru a progresa și a mă recupera muscular. Bun. O să încep cu primul pas, pre-workout-ul. Pre-workout-ul îl beau frumos când ajung la sală, după care încep încălzirea, ocupă de serum 2.0 de la Vitabolic. Ocupă, are, să vă spun câtă cafeină, ocupă, are 250 de miligrame. Este foarte bună pentru greutatea mea, este foarte ok. Bun. Și mai servesc și 10 grame de creatină. Scuzați-mă, creatină monohidrată, micronizată, foarte fină, se dizolvă foarte repede. Și vă recomand creatina monohidrată, domnilor, pentru că este cea mai studiată și cea mai eficientă. În timpul antrenamentului am două suplimente pe care le folosesc. Aminoacizi esențial, bineînțeles, și intra-HMB, hidroximetilbuturat. Acesta conține și coco mineral și este foarte bun pentru hidratare. Chiar vă recomand, acum că a venit căldura, cu siguranță transpirăm foarte mult, să avem grijă și la electroliți și la hidratare. Deci aminoacizi și intra-HD. Și intra HMB. Iar imediat după antrenament avem nevoie de proteină și o folosesc pe cea cu absorție cea mai bună și cea mai calitativă din punct de vedere al aportului de aminoacizi. Proteina hidrolizată cu gustul de ciocolată plus cea mai bună sursă din punctul meu de vedere de carbohidrați pe care o putem consuma în jurul antrenamentului, deoarece intră imediat, se absorbe imediat prin intestinul subțire. Este dextrina ciclică, HBCD-ul și, bineînțeles, glutamina. Ocupă 50 de grame, ocupă de proteină, 50 de grame de dextrină ciclică și 10 grame de glutamină. Nu are rost să vă mai repet, Miron VTB 10% reducere, Lolo VTB la fel, 10% reducere. Puteți comanda și din Uniunea Europeană pe vitaboli.eu. Și știți giveaway-ul meu pe care vi-l tot spun în toate story-urile. Haideți să mergem la antrenament. Astăzi avem umeri. Ok, am ajuns la sală, am ajuns la antrenament. După cum am zis, astăzi avem un program umeri. Am început cu încălzire articulară, după care cu primul exercițiu care este împins la presa Smith deasupra capului. Am făcut 4 serii premergătoare. La prima serie am făcut cu negativul lent, iar la ultima repetare am ținut în izometrie 10 secunde. După aia am făcut repetări normale între 6 și 10 pentru a încălzi foarte bine umerii. Nu pot să ajung la 140-150 de kilograme doar cu două serii, se spune, de încălzire, câte 3-4 repetări. Nu este stilul meu și asta voiam să vă spun, că de când am mai mult volum în antrenament, parcă la început, desigur, greutățile erau mai jos, doar ce fac 4 serii, câte 8-10 repetări, dar după aia, după ce m-am obișnuit, parcă sunt mult mai pregătit să dau seria grea și greutățile au crescut, au ajuns ca cele din urmă, în unele cazuri poate mult mai mari. Acum sunt la ultima serie de lucru, seria grea, a doua serie de lucru, un drop set, 6 repetări, foarte grele, scoatem greutate câte merg, scoatem greutate câte merg. Haideți să-i dăm tare, power! We'll be right back.
am trecut la umărul median, la ridicări laterale cu ganterele. Aici este foarte mult volum, am una de 20 de repetări, 2 de 16, 3 de 12, 2 de 10, una de 8 grea și un drop set foarte greu, 6, una de 6 repetări, scădem greutate și după aia scădem iar și ținem izometrie cu gantere mici. Haideți să vă arăt o serie mai ușoară de 16 repetări, după aia sărim direct la, o să filmăm de fapt direct, nu sar direct, o să filmăm direct drop set-ul. Deja m-am pompat, este foarte bine. Am trecut la ultimul exercițiu, deltoidul posterior. Voi face la pec deck. Foarte mare grijă aici, pe mulți dintre voi vă văd că țineți banca foarte sus. Să aveți grijă, cotul trebuie să vină cu încheietura la aceeași, pe aceeași linie cu deltoidul posterior pentru a eficientiza maxim acest exercițiu. Umerii sunt turbați, s-au pompat foarte bine. Hai să dăm tare!